Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am văzut, poate că ați auzit de incidentul de ieri din Slatina cu cei trei adolescenți. Deci știrea e așa, trei adolescenți cu vârste între 14 și 16 ani, o fată și doi băieți, au ajuns în coma alcoolică la spital după ce au băut până s-au făcut praf într-o cârciumă aflată lângă școală. Asta se întâmpla în Scornicești, în Slatina au fost duși la spitalul. Și cred că ar trebui să purtăm o discuție despre cât de în siguranță simțiți că sunt copiii voștri când se duc la școală. Că te gândești, bun, în școală incidentele care se pot întâmpla sunt, să sperăm, limitate ca număr și gravitate. Dar discutăm despre cârciumile, sălile de jocuri și așa mai departe aflate în jurul școlilor de ani și ani de zile. Deci cazul ăsta este, mi se pare, uluitor. Deci ei au plecat de la școală, au intrat în bar, au cumpărat o sticlă de tărie și după ce au ras-o pe asta, au mai cerut una și barmanul le-a dat. Păi ce era să fac? Aparent au băut vodcă și coniac. 14-16 ani dimineața, pe la cât o fi fost, ora 12, da, că nu le-a dat de băut înainte de 10. Răcoare. Da. Fata a reușit să sune mama înainte să leșine, a venit ambulanța, mă rog, i-a dus la spital, poliția a făcut o anchetă, localul a fost închis temporar, suspendat activitatea, iar barmenul a fost amendat cu, țineți-vă bine, 200 de lei. Deci 200 de lei pentru că a încălcat legea. Legea spune, nu avem, aveți voie să vindeți băuturi alcoolice minorilor și tutun. Da, nu e cam puțin totuși. Copiii trebuiau să fie evident la școală. Directorul a dat o explicație că s-a făcut și simulare și unii copii au plecat mai devreme și au plecat și ei. Asta este. Dacă acum e destul de strictă toată treaba, cel puțin la gimnaziu, nu știu cum o fi la liceu, da. Dar fiul meu, ca să plece de la școală, trebuie să mă, trebuie fie să scriu eu către secretariat, fie, dacă e ceva urgent, trebuie să treacă de pază și pentru asta mă sună de acolo și eu trebuie să-i confirm paznicului că, sau trebuie să mă duc să-l iau eu de la școală. Adică nu mai e de bandat de aia cum era pe vremea noastră, că plecai când voiai și te duceai unde vrei. 0372069599. Să vorbim un pic despre siguranța copiilor la școală și despre buclucurile în care pot intra. Vă simțiți copiii în siguranță când se duc la școală? Sunt cumva cârciumi, săl de jocuri pe lângă? Ați avut vreo reacție? Ce vi s-a răspuns? Legea spune că trebuie să fie minimum 200 de metri, nu știu, e suficient. Habar n-am. Credeți că s-ar putea face mai mult în privința asta? 0372069599, numărul nostru de telefon, vă așteptăm. Da, pornind de la incidentul de ieri, când trei adolescenți, trei copii 14-16 ani, au ajuns în coma alcoolică la spitalul din Slatina după ce au băut două sticle vodcă și coniac la un bar de lângă școală. Vânzătorul a amendat cu 200 de lei. 200 de lei. Care este efectul de descurajare al acestei amenzi? 200 de lei. Cred că l-au amendat cu prețul băuturii, presupun. Sau eu știu ce-or fi băut. Oricum, da, nu-l amendează în fiecare zi și dacă el vine în fiecare zi, ăștia 200 de lei sunt nimic. Da. Bun, despre siguranța copiilor la școală, credeți că s-ar putea face mai mult în privința asta? 0372069599. Bună dimineața, Marius! Salut, Marius! Bună dimineața! Salut, Vlad! Salut, da. George! Salut, Luca! Bine-ați. Vreau să zic că am băiat la școală, destul de la o clasă, la 2, între 12-a. Da. Și știu de faza asta pentru că tot avem povești inclusiv cu părinții colegilor, ca să zic așa. Chiar vorbeam cu mama zilele trecute, că spunea la fel, niște copii aveau niște probleme și spunea că din ce știe ea nu prea are ce să facă, pentru că, adică cazul respectiv nu prea au reușit să facă mari lucruri, pentru că barul respectiv, culmea de cine deținea? În fine, era într-un sat. Ținea de polițist, exact. Adică cum adică ținea de polițist? Nu înțeleg. Deci era al polițistului din sat. Al polițistului, exact, Birtu. Da. Patronul barului era polițistul din localitate. Într-un sat. Nici nu cred că e legal. Și atunci am dat seama că nu prea se putea face mare lucru, că na, se făcea cumva, se mușamaliza încât să treacă, meargă și asta e. Altă chestie, de exemplu, în Iași, știu baruri și cafenele care țin și cluburi care țin de autoritățile din localitate, nu spun nume, dar se înțelege, și care
încurajează mai nou inclusiv pariurile cu, și care nu sunt departe de școală. Da. Pariuri, de exemplu, la meciurile care au fost, sunt sigur și am auzit chiar de la colegii copii, adică de la copil, despre colegi care au pariat chiar 800 de lei. Cineva a pariat și a pierdut, ceea ce mi se pare foarte mult. Adică... Este. Na. Da, problema e, da. E ilegal să permiți... Regulă, adică... Să vinzi băuturi alcool, e ilegal să vinzi băuturi alcool minorilor, să vinzi țigări minorilor, să-i lași la pariuri? Da, este un interes, adică cineva nu vrea să se amendeze chestia asta mai mult, pentru că cineva ar pierde, adică ați înțeles ce am vrut să spun. Am înțeles. Ia auziți, domnul Bode, să trimiteți o scrisoare la primarii din localitățile astea, să vă declarați indignat. Mulțumim, Marius. Ștefan, bună dimineața. Salut, salut Ștefan. Bună dimineața. Da. Eu nu vă pot spune experiența din România, pentru că am făcut școala acum 40 de ani, 30-40, dar atunci trebuia să fim protejați de către profesori, că eu nu o să uit niciodată durerea perciunilor care eram trași. Și bine, acum scrie de glumă. Locuiesc în Germania și fiica mea la școală, mă rog, în școala respectivă sau în zona asta, au pedepse progresive. Uh-huh. Începând de la un avertisment și până la a schimba școala, a-l da afară din școală și a-l dau la o școală inferioară. Bun, deci, și cu copiii ăștia, ăștia de la Scornice, să zicem, care au ajuns în coma alcoolică, o să le scadă nota la purtare, dar e o soluție să-i dai afară. Doi dintre ei, din câte știu, băieții erau sau sunt în plasament maternal. Care-i soluția? Îi dai afară de la școală, e nenorocit. Problema este și de partea nu cealaltă. Nu, e clar că nu. Soluția, da. Problema este mult mai adâncă. Nu o putem rezolva noi printr-o discuție la telefon. Ce vreau să vă spun este cum se face aici. Da. Cum se dau pedepsele progresive. Și nu numai în școală, și în circulație și peste tot. Da, am înțeles. Mulțumesc. Acum, când eram între 11-a, 12-a, recunosc și noi încercam să bem o bere, nu ne trecea prin cap să nu încercăm să cerem coniac sau vodka la vreo cârciumă. Dar ne dădeau afară, adică știam dinainte că ne duceam așa. Da, serios. Prins, bine, tu... Înainte. Înainte de revoluție. Da. Ne eu am prins afară. Cârciumă lângă liceu după revoluție și da. Se vindeau băuturi alcoolice fără probleme și țigări. Bun. Da. Dacă intrai în uniformă nici nu te lăsau să aveam nu mai era uniformă. Tu, nu, tu aveai uniformă nici atunci. Nu reușeai că... să intri. Da. În cârciumă, dacă eram în uniformă de elev cu matrică, te dădea afară din prima, pleacă de aici. Altfel se uita la tine și, bă, dă-o încolo de treabă, îți dai seama când puștiul ăla e de fapt minor. Serios că îți dai seama, chiar da, dacă unii erau mai... Dar tu ai prins altă, era altă disciplină, era altă ordine. Atunci noi am prins eu și George de bandada anilor 90, când puteai să... Nu era nicio restricție. Primul bar a fost în, era în liceu. Era Luca, bună dimineața. În liceului. Bună dimineața! Eu am avut întâlnirea de 30 de ani la liceu anul ăsta. Da. Și, mamă, ce-ți mai laudau colegii mei, wow, ce mișto, cum beam noi pe sub bănci, cum am terminat în 92, da? Deci am prins și așa și așa. Și, da, erau niște baruri, nu chiar aproape de liceu unde învățam, unde primeau fără nicio problemă, că a fost o perioadă în care ba veneai cu uniformă, ba veneai fără uniformă, dar nu avea nicio problemă să bei. Nu cred că aveau mare lucru și nu prea aveau mulți bani. Dar da, veneau profesorii și îi luau de pe ciun și trimiteau înapoi în clasă. Acum nu cred că nici nu mai au voie să-i atingă profesorii. Nu. Vai de mine, săraci elevi, să nu cumva să le spui nu. Iar treaba cu plecatul din școală, la unele școli este mai strict, la unele nu e mai strict, dar nu are legătură să-i pedepsești, că na, copiii asta minteau. Mulțumesc, mulțumesc mult pentru intervenție. Eu cred că sancțiunile trebuie să fie mult mai serioase. Poți să amendezi un barman care a trimis în coma alcoolică trei adolescenți cu 200 de lei. Corect. Este totalmente ridicol și cred că despre problema asta a consumului de alcool în România ar trebui să discutăm mai serios. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.